Colegiul Național Gheorghe Șincai a fost astăzi gazda conferinței intitulate Cetăți medievale maramureșene. În cadrul manifestării, elevii au avut ocazia de a se întâlni cu istoricul Teofil Ivanciuc, care le-a vorbit inclusiv despre fosta cetate din Baia Mare. Înainte de a intra în subiect, vreau să vă întreb. Care dintre dumneavoastră ați fost în vreo cetate maramureșană să ridice mâna sus? Nu. Toți ați fost. Pentru că, iată, la vreo 100 de metri de Șincai era zidul cetății Baia Mare. Astfel de evenimente sunt extrem de utile pentru elevi, care reușesc în acest fel să se apropie mai mult de istorie și să afle mai multe, inclusiv despre trecutul orașului. Suntem bucuroși să găzduim în amfiteatrul nostru de la Gheorghe Șincai asemenea evenimente, mai ales datorită faptului că, așa cum a spus chiar în acest amfiteatru președintele Academiei Române, istoria, geografia sunt cele care clădesc sentimentul de apartenență la un teritoriu, la un popor, un lucru care le fac mai puțin în alte materii care sunt mai ubicviste. Și evident este un lucru pozitiv. Întâlnirea de astăzi se încadrează în proiectul județean Să ne cunoaștem istoricii contemporani. Am inițiat acest proiect în colaborare cu Casa Corpului Didactic, Centrul Județean de Excelență Maramureș și unități de învățământ din județul Maramureș, și totul a pornit de la o discuție cu colegul meu Marius Voinag, inspectorul școlar pentru istorie, pentru a veni în sprijinul elevilor și a colegilor noștri profesori vis-a-vis de cunoașterea istoriei într-un alt mod decât ceea ce se întâmplă efectiv la clasă. Întâlnirile cu istoricii vor continua, spun reprezentanții ISJ Maramureș. Vor mai avea loc încă cel puțin două astfel de acțiuni până la finele anului.